Drept cuvânt de binecuvântare pentru Domnul, recitesc ultimul verset din Epistola lui Iuda, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire mai înainte toți vecii și acum și în veci. Amin. Și drept binecuvântare pentru dumneavoastră toți, versetul 2 din aceeași epistolă, îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. Aș vrea să privim în această scrisoare și să înțelegem că Iuda ne scrie, observați, el are o expresie apelativă pe care o repetă, prea iubiților. Știți cum spunea fratele lui Iacov, frații mei, să primim acest mesaj adresat cu dragoste, dar în același timp cu multă solemnitate. Știți că el a vrut să scrie despre proiectul de mântuire, dar a fost îndemnat să avizeze pe cei care nu se încadrează în acest proiect binecuvântat. Aș vrea să privim la rezervările care Dumnezeu le are pentru ființele create. Și nu e vorba numai de rezervări pentru viața aceasta. Dumnezeu se percepe și aici, dacă a rânduit ceva la cineva, nu-i poate lua nimeni. Știți că Adonia a vrut neapărat să se înscăuneze după tatăl său David la cârma Israelului, câștigase o parte din conducerea țării de partea lui, degeaba în ultimă instanță lucrurile au luat altă turnură și spunea el mai apoi, lamentându-se în fața mamei lui Solomon, tot Israelul își îndrepta privirile prin mine să fiu împărat, dar împărăția a căzut fratele meu și are el acolo o expresie că-și Domnul i-a dat-o. A recunoscut că Dumnezeu s-a implicat și a schimbat lucrurile. Avem și din vremea noastră situații chiar în plan politic când Dumnezeu se implică și decide cine va câștiga alegeri. Dumnezeu decide soarta războiului, decide viața oamenilor, cine scapă, cine nu scapă, legat de boli. Pe acest pământ mă refer. Dar în mod deosebit Iuda se referă la niște rezervări eterne. Vă rog să observați câteva expresii din text. Scrie în versetul 1 că unii sunt păstrați pentru Iisus Hristos. Îi are Dumnezeu păstrați. În mâna Lui nu îi ia nimeni. Dar tot aici e scris în versetul 6 despre îngeri. El a păstrat pentru judecata zilei cele mari, pus în lanțuri veșnici, pe niște îngeri. Și sunt tot acolo unde i-a pus, n-a dezertat niciunul. Dumnezeu are închisoare de absolută securitate, nu doar de maximă securitate, cum avem noi. Și de asemenea este scris despre oameni, nu doar despre îngeri, versetul 13, că le este păstrată negura întunericului pentru vecie. Frați și surori, ce are Dumnezeu păstrat pentru noi? Potrivit repartiției Lui, noi unde vom fi plasați, la stânga sau la dreapta? Vreau să vă arăt și cu alte referințe biblice că Dumnezeu își rezervă dreptul să spună ce se va întâmpla cu oamenii și cu îngerii, cum aminteam. Rețineți din text versetul 4, care spune așa, că s-au strecurat printre voi, și acum atenți, unii oameni scriși de mult pentru o sândă asta. De când de mult? De când erau ei copii? Citesc Apocalipsa, capitolul 13, versetul 8. Să vedeți cam de când sunt scrise lucrurile și de când sunt făcute rezervările. Și asta e vorba de ce se va întâmpla mâine, poimâine. Și toți locuitorii pământului se vor închina, e vorba de fiara aceea din mare. Toți. Aceia căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului care a fost junghiat. Și nu e o scăpare de text pe care să încercăm să o nuanțăm, că poate nu de atunci au fost scriși. Dacă de atunci au fost scriși cei buni, cei răi nu de atunci, tot de atunci sunt scriși? Iuda spune doar sunt scriși de mult. Vă citesc cuvintele Domnului Iisus, Matei 25.
Nu doar că există lista cu fericiții și nefericiții, binecuvântați și blestemați, și locurile sunt rezervate. Matei 25, versetul 34. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: veniți binecuvântați tatălui meu, demoșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Că la Dumnezeu toate sunt rânduite de atunci. Am făcut un proiect despre care vă citesc în Efeseni 1 și asta trebuie să ne fie foarte clar. Citesc Efeseni 1 de la versetul 4. În El, adică în Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte. Versetul 11. În El am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea acelea care face toate lucrurile după sfatul voiei sale. Deci Dumnezeu are făcute proiectele, numai că noi, până ajungem să le pricepem, durează. Zice Pavel în Romani capitolul 11, nu știu dacă v-ați frământat mintea cu aceste lucruri, vă propun acum, îndată, în minutele ce urmează. Romani 11 cu versetul 33. O, adâncul bogății înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile Lui și cât de neînțelese sunt căile Lui. De ce i-a rânduit pe unii pentru slavă și pe alții, cum spune și în Roman 9, ca să nu mai citesc toate versetele, oameni făcuți pentru mânie. Dar întorc pagina înapoi, că sunt numai două, 9 cu 22. Vase ale mâniei făcute pentru pieire. Și apoi să-și arate bogăția slavei Lui față de niște veasele îndurări pe care le-a pregătit mai dinainte pentru slavă. Nu vă pare uneori Dumnezeu ciudat sau interesant, poate ar fi mai corect să spunem. Poate unii merg până acolo cu întrebările încât se întreabă dacă nu cumva, vorba de aici din Roman 9, nu cumva este nedreptate în Dumnezeu. Sau ce mai putem face în situația asta? Vă citesc acum două cuvinte din profeți, unul din Daniel și unul din Osea. Sunt cărți vecine în Scriptură. Daniel capitolul 4, Nebucadnețar a trebuit să recunoască și ce n-a vrut. Dumnezeu a spus că are partizat toate popoarele pentru el, fiul lui și nepotul lui, atâta tot. N-a vrut să înțeleagă că Dumnezeu e cu împărțeala asta, s-a mândrit, Dumnezeu l-a trimis la școala de corecție și după ce a învățat asta, a absolvit-o cu bine totuși. 4 cu 37, acum eu, Nebucadnețar, laud, înalt și slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate. Și acum e interesant, în Romani am citit că și căile lui sunt neînțelese. Dar ascultați, toate căile lui sunt drepte. Neînțelese de noi, dar asta nu înseamnă că Dumnezeu e nedrept. Căile lui sunt drepte. Și Osea își încheie cartea cu un cuvânt asemănător, versetul 9, 14 capitolul. Cine este înțelept să ia seama la aceste lucruri? De aceea vă spuneam să fim cu luarea minte la acest subiect. Cine este priceput să le înțeleagă? Căci căile Domnului sunt drepte. Numai că cei drepți umblă pe ele, dar cei răzvrătiți cad pe ele. Are Dumnezeu puterea să facă ce vrea în univers? Are putere să mântuiască pe cineva sau să piardă pe cineva? Știți povestioara aceea, nu știu dacă e adevărată sau nu, dar mă gândesc că ea a fost gândită, dacă a fost scrisă doar așa, fictiv, în urma unor experiențe. Se spune că un stăpân și-a trimis sluga la Bagdad să facă cumpărături. Și ăsta vine înapoi acasă fără să rezolve treaba. Și îl întreabă stăpânul: de ce nu ai făcut ce ți-am spus? Zice: m-am șocat. E moartea în piață, îți dai seama cum să stai pe acolo. S-a dus stăpânul să rezolve treaba, moartea toată în piață. Și zice: de ce mi-ai speriat slujitorul? Zice: eu nu l-am speriat, m-a speriat el pe mine. Dar de ce? Păi de seară îi programat să-l întâlnesc la Samara. Ce caut aici? Mergând acasă slujitorul,
ce a cerut stăpânului? Dă-mi un cal să fug la Samara, poate acolo nu dă de mine. Eu mă gândesc că oamenii care au compus povestioara asta, nu știu cât e de adevărată, au pățit ceva. Pentru că sunt astfel de evenimente și îți dai seama că sunt rânduite. Nu degeaba sunt profeții, că se va întâmpla așa și așa, atunci și atunci. Ascultați-mă ce vă citesc din Apocalipsă. Capitolul 9, versetul 15. Nu degeaba scrie în Psalmul 115 că Dumnezeu face tot ce vrea în cer și pe pământ. Efectiv face. 9:15. Și cei patru îngeri care stăteau, acum atenție, eu citesc invers, pentru anul, că dacă e 2019, păi nu-l schimbă nimeni. Luna, dacă e prins august, august rămâne. Ziua, dacă e prins 12, nu-i 13. Și auziți, ceasul. Vor fi dezlegați să omoare a treia parte din oameni. Oștirea lor era număr de, și le dă numărul, auzi. Deci la Dumnezeu i-a socotit efectivul, i-a făcut programul și totul funcționează ca o aparatură complexă. Știți că sunt în industrie roboți foarte complexi și omul doar stă și se uită și funcționează singur pe baza programului. El își preia marfa, el o taie, el o prepară tot ceea ce trebuie, fie că e vorba de industria alimentară sau alte industrie grele. Și credeți că oamenii care au făcut astfel de aparaturi sunt mai deștepți ca Dumnezeu? Nici vorbă, Dumnezeu le-a rânduit pe toate mărit să-i fie numele. Are toată autoritatea să o facă. Ar vrea și oamenii, și proiecte au circulat recent pe internet un protocol între, nu știu dacă e real, între conducerea comunității europene sau a Comisiei Europene și guvernul Greciei de atunci și conducerea bisericii de atunci. Un proiect care trebuia să intre deja pe rol de anul ăsta, cu un memorandum să suspende religiile, să ne închinăm de acum naturii, nu creatorului, să fie modificate sărbătorile, să nu se mai meargă la biserică. Când l-am citit, am zâmbit. Eu m-am amintit că au fost și alte proiecte pe vremea lui Ronald Reagan. Era programat prin 90 și ceva. Capătul. Au murit ei, că scrie în psalm că planurile oamenilor mor în aceeași zi cu ei. Dar Dumnezeu nostru e veșnic. Niciun împărat de acum nu e mai tare decât bietul Haman de altădată. Păi domnea din India până la Etiopia și era numărul 2 după împărat. Și-a aruncat sorțul să vadă când le vor fi stelele, că respectivii aveau demonologie celestă, când le vor fi astrele favorabile. Și-a dat sorțul luna 12. Da, de unde Dumnezeu umbla la morișca lor, ca să nu fie atunci pe dată, că avea Dumnezeu programat între timp alte evenimente. Apoi a venit ospățul acela a Esterei. Și credea că i-a făcut planul pe mâine. Azi ospăț, mâine ospăț, dar a zis el între două ospețe, ca să am poftă de mâncare la al doilea, îl spânzurăm pe asta. Adică prima dată a vrut să-l omoare luna a 12. După aceea a zis că e prea lung, în luna a 3-a, gata. Așa a fost? Vieții oameni nu pot face plan nici de azi pe mâine, nici de dimineață până la amiaz. Că ce-i viața? Un abur. Și s-a dus. Când Dumnezeu stă împotrivă, oamenii nu mișcă în front și toate planurile lor semnate și parasemnate sunt demototolit și aruncat la gunoi. Știți că își făcuseră comuniștii planuri că pe atunci se va termina cu una, cu alta. Am citit în cartea unui frate care relata întâmplările de pe front. Pentru că era credincios în timpul cel de-al doilea război mondial, i-a spus un preot ortodox și era acolo și îl deranja, că fratele era cu un spirit evanghelistic. Și a zis preotul, auzi, la primul bombardament eu te omor, că nu știe nimeni de unde vin glonțul.
Dar fratele, eu și-a primit un cuvânt de la Domnul. Zice, părinte, tu n-ai ce scrie în Biblie că cel ce sapă groapa altuia picănea. Proroc a fost. La primul bombardament a murit popa. Și pe el Dumnezeu l-a ajutat de o scăpat de pe front și a slujit încă multă vreme. Că oamenii n-au putere. Dumnezeu face rezervări. Îi păstrează pe unii, cum scrie în Proverbe 16:4. Dumnezeu a făcut toate pentru o țintă. Oameni sau îngeri. Rezervări eterne. Doamne, țin și noi ca mama fiilor Zebedei ceva scaun de pe aproape n-ai pentru noi, pentru băieții mei. Și ce a spus Domnul Iisus? Ascultă-mă, era mătușa lui. Mătușă, cu tot respectul, zverișorii mei primari, sunt ucenicii mei. Dar acolo pe scaun îi scrie loc. Nu se poate pune Andrei pe loc la altul, Ioan. Asta tata le-a rânduit. Și Domnul n-a venit decât la vreme și s-a dus la ceasul potrivit. Și el s-a încadrat în plan. Și Dumnezeu Tatălui, Marele Suveran, slăvit să-i fie numele. Bine, asta vă este clar dumneavoastră. Dar, dragii mei, frământarea care rămâne, ce putem face noi? Nu cumva să creadă cineva, poate careva mai sceptic, așa mai melancolic, într-o stare de depresie, să spună, eu cred că nu-s rânduit. Numai două criterii în baza cărora Dumnezeu rânduiește, vreau să discutăm în această seară, că de rânduit, e clar că rânduiește. Și nu se poate absolut nimeni împotrivi. Pe ce bază Dumnezeu se orientează când rânduie pe cineva la mântuire sau la pierzare? 1. Când Dumnezeu alege, ține cont de ce am ales noi. Există o relație foarte strânsă între alegerile noastre și alegerea lui Dumnezeu. Să vă dau câteva exemple. Isaia, capitolul 66. Versetul 3 și 4. Cine junghi un bou ca jertfă nu-i mai bun decât cel ce ucide un om. Cine jertfește un miele ca cel ce rupe gâtul unui câine, cine aduce un dar de mâncare ca cel ce ar vărsa sânge de porc, care arde tămâie, este ca cel ce s-ar închina la idol. Și acum atenție, de ce sunt toți o apă și un pământ aceștia? Deși aparent au vinovății foarte diferite ca grad. Toți aceștia își aleg căile lor și sufletul lor găsește plăcere în urăciunile lor. De aceea, și eu voi alege ce este spre nefericirea lor și voi aduce peste ei lucrurile de care se tem, căci când am chemat eu n-au răspuns, când am vorbit eu n-au ascultat și au făcut ce este rău înaintea mea și au ales ce nu-mi place. Dumnezeu are toată libertatea să o facă, dar ne dă teste de-a lungul vieții, să vadă noi ce alegem. Hai să iau un exemplu mai în miniatură. Ce fată îi va rândui Dumnezeu la un băiat? Unii întreabă, frate, e predestinat, cum îi? Băi, băiete, Dumnezeu te lasă să vezi tu cam ce ai alege. Și dacă Dumnezeu vede că tu ai alege așa ceva după sprânceană, după buzunar, sau să luăm și pe fete, atunci și Dumnezeu rânduie să-ți dea ceva așa, ceva după principiul acela, ia-ți ce ți se cuvine și pleacă. Dacă Dumnezeu vede că ești sincer și Dumnezeu vede asta dinainte, atunci îți caută ceva, că Dumnezeu te vede că tu cauți ceva plăcut lui. Dumnezeu trimite îngerii săi pe teren, tu te caută el ăsta. Văd că are nevoie să fie ajutat. Ce alegem noi? Ce place Domnului sau ce nu place? Se spune că la mormântarea lui David Livingstone, misionarul și exploratorul englez, știți că el a fost înmormântat
împreună cu regii, la Londra. La slujba de mormântare se înghesuia un zdrențuros și un murdar să meargă lângă sicriu. De cine a dat voie lui pe acolo? Dar vreau să mă duc. Dar de ce? Locurile sunt rezervate. Și de-aia am fost coleg pe clasa 1-a și a 2-a cu David. Asta nu te ajută, măi. Tu ai ajuns o pușlama și l-a ajuns un mare om. Deci nu merge. Ce alegem noi contează înaintea lui Dumnezeu. El ne știe dinainte ce vom alege, ce avem pe inimă. Îmi povestea un frate în vârstă din nordul țării. Zice, aveam 14 ani. Frate meu, mai mic ca mine, avea 13. Și ne-a dus la rugăciune și a vorbit Domnul printr-o copilă de 12 ani. Mai întâi lui. Ascultă, te cunosc și știu că vrei să-mi slujești cu dragă inimă. De aceea te voi pune în slujba mea. Și la aproape 80 de ani, fratele era tot prezbiter și sănătos și activ. Zice, frate, și-a trecut prorocia la frate meu și-a zis Duhul Sfânt așa, te cunosc și pe tine și știu că nu ai inimă să slujești. Nu mai știu ce-a fost. Zic, ce s-a ales de fratele dumitale? Și-a murit beat pe la 40 de ani. De ce a rânduit Dumnezeu la unul așa carieră frumoasă și răsplată și la celălalt? Dumnezeu a văzut ce vor alege încotro sunt înclinați. Că există o libertate pe care Dumnezeu ne-o dă. Iată ce vă citesc din Romani 8, acolo este o cheie foarte importantă în interpretarea lucrurilor. Versetul 28. Pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și anume, spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Deci cine intră în planul Lui în mod pozitiv? Cine iubește pe Dumnezeu? Dumnezeu te știe dinainte că îl vei iubi sau nu îl vei iubi. În Roman 9 e dat ca exemplu Esau și Iacov. A zis Dumnezeu, pe Esau l-am urât și pe Iacov l-am iubit. S-a dovedit mai apoi în viață că Iacov îl vrea pe Dumnezeu? Dar Esau l-a vrut? Niciodată. De ce l-a respins Dumnezeu pe Esau? Dar ce, Esau l-a vrut vreodată pe Dumnezeu? Dumnezeu nu l-a ales pe Esau, dar niciodată Esau nu l-a ales pe Dumnezeu. Așa că Dumnezeu nu-i vinovat, chiar dacă a rânduit mai dinainte. Și scrie aici în versetul 29 că și pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte i-a și hotărât. Adică Dumnezeu nu așteaptă după mine să vadă ce prostie o să fac și apoi repede îi spune la îngeri, faceți repede procesul verbal, ăsta îl mântuim și pe ăsta nu îl mântuim. Nu stabilite tabelele dinainte, că prin acestea se vede slava lui Dumnezeu. Cum a știut dinainte, cum a putut să-i rabde, cum le-a oferit șansă la toți, și drept rămâne. Nu degeaba în Apocalipsa scrie în capitolul 15 că vor spune oameni la judecată, drepte și adevărate sunt lucrările tale, Doamne. Nimeni nu va putea băga de vină lui Dumnezeu. Se va dovedi în final măreția lui Dumnezeu, atributele sale, slăvit să fie în veci. Așadar să ne ajute bunul Dumnezeu toate alegerile care le facem să fie bune, că atunci și Dumnezeu ne alege pe noi. Sau mai exact spus, se va dovedi că ne-a și ales deja. Un al doilea criteriu la Dumnezeu. Spune Scriptura, hai să luăm ca exemplu aici pe Saul, ca să vedeți cum Dumnezeu oferă. Nu-i pare rău de darurile date, dar omul, dacă nu este atent, pierde. Deschideți la 1 Samuel, capitolul 9. Sunt aici două versete interesante pe care le punem în antiteză cu două versete din 1 Samuel 15. 1 Samuel 9 scrie aici de la versetul 20. Ajunge Samuel cu sluga la Saul cu sluga la Samuel și Samuel îi spune: nu te neliști de măgărițile pe care s-au pierdut acum 3 zile, care s-au găsit. Și acum atenție. Și pentru cine este păstrat tot ce este mai de preț în Israel? Păstrat, auzi. Oare nu pentru tine și pentru toată casa tatălui tău? Și apoi când i-a dat cea mai bună porție din meniu, scrie în versetul 24, iată ce a fost păstrat, pune-o înainte și mănâncă, fiindcă pentru tine s-a păstrat când am poftit poporul. Ofertă.
capitolul 15, versetele 22 și 23, versete arhicunoscute. Samuel a zis, același Samuel către același Saul, îi plac Domnului mai mult arde tot și jertfele decât ascultarea de glasul lui. Ascultarea face mai mult decât jertfele și acum cuvântul de care vreau să mă leg, păzirea. Și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor, căci neascultarea tot de vinovată ca ghicirea și împotrivirea nu-i mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafim, fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului și îl te leapădă ca împărat. Există o relație între păzirea cuvântului și păzirea care Dumnezeu ne oferă nouă. Păstrești ce Dumnezeu ți-a dat și Dumnezeu te păstrează. Nu păzești, nu te păzești. Ce facem noi cu cuvintele care Dumnezeu ne le-a dat? Le primim? Doamne, ajută-ne! Ce a făcut Domnul Bisericii din Filadelfia? Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele și eu te voi păzi. Dumnezeu ne dă cu ceva în grijă. Ne dă întâi cuvântul său să-l păzim, să respectăm. Spunea eu, să o alegeți astăzi. Dar ce înseamnă de fapt să alegi? Să respecti ceea ce Dumnezeu ți-a dat cu toată sfințenia, spunea el, cu toată scumpătatea. Și astea se observă în vremea noastră, că nu păzim cum ar trebui păzită averea lui Dumnezeu. Și apoi noi în final vrem ca Dumnezeu să ne păstreze și să ne păzească. Nu se poate. Ne plângem în general că creștinismul nostru a devenit din ce în ce mai lumesc. Da, dar n-au devenit dintr-o dată. Puțin? Câte puțin? Am auzit miercuri seara, am fost la o adunare, o cântare și mi-am amintit că a fost pe prima casetă a grupului Speranța. Pune muzica aceea de atunci lângă felul în care cântă acum Speranța și Prietenii. Și vei vedea cât de mult, cât de departe s-au dus. Dumnezeu ne-a dat sarcini legate de slujire. Vom fi credincioși? I-a dat la unul 5 talanți, 10, știți. Și-au păzit, și-au lucrat cu ei și la urmă au zis, vino slugă bună și credincioasă, ai moștenire, 10 cetăți, 5 cetăți, 1? A zice, și eu am păzit, a păzit în sens negativ. Zice, pe ăsta aruncați-l afară. Stăpânul a fost cel ce a decis sau angajații? Spuneți repede. Păi stăpânul, dar în funcție de ce? De comportamentul angajaților. El decide, dar în funcție de ceea ce noi vom face. Și îmi pare rău să spun, chiar în biserica noastră. Ne silim noi să păzim cuvântul Domnului așa cum se cuvine? Cu toată sfințenia? Cu toată inima? Cum zice Deuteronom 18 cu 13, tu să te ții în totul? Totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău. Efectiv, mă întristesc când aud expresii de genul, a, frate, asta nu-i mare problemă, nu-i mare păcat. De exemplu, mă uimește pe mine unii care spun, frate, zice, dar nu-i voie să vină la biserică cu pantaloni și să umble așa îmbrăcat, să nu fie feminine. Zic, da, pe acasă? Știți cum au început ăstea care la biserică umblă așa? Diavolul e un diplomat de carieră. Prima dată nu și-au pus baticul așa că a fost pe grabă. A doua oră că nu n-o folan de mână. A treia oră că n-au musafiri în ziua aceea. A patra oră, zic că numai astăzi, dar mâine îl pun. Și poi mâine iară nu l-a pus. Știți cum se poartă întâi pantaloni? Păi nu m-au apucat cu pijama într-o zi până la ora 10. Când m-a făcut cineva cadou o pereche de pantaloni. Știți cum se apucă cu brățările? Păi întâi numai cu guma aia de păr umblați, nu? Acum am văzut că deja au schimbat pe aici, pe acolo. Păi nu, frate, că numai o mică verighetă. Și apoi încă un ineluș de logodnă lângă și apoi... Diavolul, repet, e diplomat de carieră. Am fost azi dimineață într-o biserică la o nuntă.
Am văzut între fanfariști că aveau și fete la fanfară, o fată avea o fustă mini exact la jumătate distanță între genunchi și șold. Și zic către păstor, măi, dar asta o ții între băieți? Prin ăștia la vinile lor nu circulă sânge. Păi, dar știți ce m-am gândit? A noastră nu sunt acolo, dar mai se vede genunchi. Și poate în câțiva ani, una mai obraznică, tot acolo ajuns. Și apoi nebunul întreba în final, Doamne, dar pentru noi ce ai rânduit? Zice, nu, eu nu v-am dat probe, v-am dat vouă ceva în grijă, dacă voi păziți, vă păzesc și eu. Dacă voi nu păziți, voi nu păstrați, nici eu nu mai păstrez. E drept Dumnezeu în final. Tare drept. Numai că el știe dinainte să uita Elisei la un trimis a împăratului Ben-Hadad și a început să plângă. Și-o zice, de ce plângi? Îmi descoperi acum, Domnul, ce o să faci tu. Dar cine sunt eu să fac asta? Și-a ajuns să o fac. Ne vom mira de ce vor fi în stare unii să facă și unde vor ajunge. Dar dacă vom fi atenți la mesaje, Dumnezeu știe dinainte unde se vor duce, le știe aplecările inimii, tendințele de viitor, Dumnezeu să aibă milă de noi. Și închei, că nu vreau să mă necăjesc prea tare, cu ceea ce spune în Matei 13. Să știți că sunt unii care așa ei păzesc să nu-i vadă păstorul. Țin să vă spun că nu păstorul cu rezervările. E Domnul. E cam povestea aceea, a întâmplat undeva problema comunistă, că unul fuja cu furca pe-n grădină după nevastă și trecut milițianul pe stradă și spune, Ioane, ăsta aruncă furca cât colo. Și mă, tu ai zis că ești bun creștin, tu nu te temi de Dumnezeu, că te vedea din cer, tu te temi de miliție. Apoi ăștia care se tem numai de păstor să nu-i vadă, sau tata, sau mama, că nu-i nimeni în cameră, sau șterge istoricul de pe telefon. Atunci se face rezervarea, mă. Ești online. Atunci se face rezervarea pentru rai. Sau pentru pierzare. Cine știe de câte ori mai ai ocazia să bifezi rezervările acele? Matei 13, sunt acei trei pilde de la versetul 44. Împărăția celor se aseamănă cu o comoră ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește, o ascunde și de bucurie se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Asta e raiul lui Dumnezeu. Cine înțelege, e în stare să facă orice, să dea sufletul din el. Împărăția aceea seamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoasă și când găsește un mărgăritar de mare preț, se duce și vinde tot ce are și îl cumpără. Dar cine resilește să-l cumpere? Nimeni! El și-a dat seama ce a găsit și a spus, nu cumva să ratez. Tot sufletul mi-l pun pentru asta. Asta e împărăția lui Dumnezeu acum. În mâinile noastre. E la îndemâna sapei noastre să săpăm acolo. E buzunarul meu. Cumpăr sau nu cumpăr, dau, nu dau. Se va schimba vremea. Versetul 47, împărăția și rusima seamănă cu un năvod aruncat în mare care prin tot felul de pești. După ce s-au umplut pescarele, scot la mal și jos, aleg în vase ce este bun și arunc afară ce este rău. Tot așa va fi la sfârșitul veacului. Îngerii vor ieși, vor despărți pe cei răi din mijlocul celor buni. Care are comoară, rămâne. Care nu are comoară, se pierde. Deci acum, rezervarea la noi. Atunci, se va dovedi că de fapt a fost în mâinile Domnului. Dumnezeu să aibă milă de noi. Frați și surori, nu știm ce ne rezervă viitorul. După părerea mea și nu numai, a Scripturii în primul rând, zilele astea umblând pe drumuri, tocmai am audiat cartea Ieremia și cartea Ezechiel, mari pedepse vor veni peste pământ, că e multă stricăciune. E multă stricăciune și în creștinism. Să ne ajute Bunul Dumnezeu, cum ne-a vorbit și recent prin Duhul Sfânt, să-i slujim cu toată inima. Pentru că Dumnezeu îi îngăduie pe oameni multă vreme. Cum zice Solomon Eclesiastul 8, păcătosul face de 100 de ori de rău și stăruie în el. Dar finalul?
rezervările sunt făcute și scriși. Numai Dumnezeu te trece acolo pe lista aia. Nu mai ai ce să faci, va fi prea târziu. Dumnezeu ne alege în funcție de ce alegem noi. Cum alegi să te îmbraci, cum alegi să gândești, cum alegi să vorbești. Tu alegi să te rogi sau să nu te rogi, tu alegi să fii corect sau să nu fii corect. Dumnezeu ne vede cum păzim cuvântul Lui. Îl păzești, ce-i mai bun e păstra pentru tine? Când Saul, care l-a dat ca exemplu, n-a mai păzit, Dumnezeu a spus, nu mă discut. Nici nu mai vreau să vorbească cu el. Și se spune că în ziua aceea unii vor spune, Doamne, dar noi am crezut că suntem ai Tăi. Cine pui în partea asta? Un frate proroc din Fodora a avut o moarte clinică, așa cum se spune. Dar Domnul i-a spus dinainte că nu moare. Dar a ajuns până pe lumea cealaltă. Și acolo s-a întâlnit cu unul. De fapt a văzut pe unul care era în lanțuri și spunea, eu n-am crezut că ajung aici. Și a întrebat pe însoțitor, cine este? Și i-a spus un nume cunoscut în creștinism. Dar fratele ăsta nu știa, un proroc simplu de la țară. Și de cine este? Mi-a spus Dumnezeu, nu mă pricep. Și când te duci înapoi, l-o trimis la cine se întrebe, la unul care era în temă cu istoria. Eu tocmai în zilele acelea citisem despre omul acela mult lăudat în creștinism, care a făcut la un moment dat niște alegeri foarte greșite. Și nu m-am mirat de descoperirea aceea care era în lanțuri și el credea că va avea altă rezervare. Dumnezeu nostru este drept, căile Lui sunt drepte. Cei drepți merg pe ele, cei răzvrătiți cad. Și apoi, nu-i de vină Dumnezeu, suntem de vină noi. Doamne, ai milă de noi. Amin.